Bună ziua! Bine ați venit la comentologie. Să-i dăm drumul! Poate ați observat deja cum atmosfera în țara asta a devenit din ce în ce mai încărcată. Înainte era vorba doar despre SARS-CoV-2 și despre COVID-19. Era vorba doar despre sănătate și despre măști. Marele topic era dacă se pun două măști una peste alta sau nu se pune niciuna, și dacă spiritul se îndoaie sau nu cu apă înainte de consum. Înainte era vorba despre subiecte cu minți. Precum de ce le mai spunem apropiați celor care, conform regulilor impuse, trebuie să stea la un metru și jumătate de noi. Să renunțăm la denumirea de apropiați și să le spunem precum exact ceea ce sunt, cunoștințele nevestei, cu care nu prea ai nimic în comun, dar pe care trebuie să-i tolerezi, iar acum nici nu înțelegi exact ce vor de la tine, pentru că poartă mască pe față și sunt greu de înțeles. Marea mirare, acum o vreme în urmă, era. Dacă SARS-CoV-2 infectează în special bătrânii și am pierdut atât de mulți, de ce suntem în continuare cu toate acestea înconjurați de atât de multe soacre? Nu vorbesc din experiență. Un prieten era mirat și m-a rugat să pun această întrebare, care e retorică. Acum deodată totul este mult mai încrâncenat. Nu vi se pare că totul este din nou mai zgomotos, parcă și mai ultimativ, nu mă înțelegeți greșit. Și înainte, acum o săptămână sau două în urmă, lucrurile și situația erau amenințătoare. Oameni mureau, măști nu se purtau, companii și firme se închideau, elevii școala nu făceau, deși așa cu toții pretindeau. Mă rog, era groaznic. Dar parcă acum, deodată, întreg dialogul, indiferent de subiect, a devenit mai încordat și parcă s-a transformat în monolog. Oamenii nu mai au un discurs cursiv cu ceilalți. Pare că doar au opinii care vor să fie auzite și acceptate de ceilalți. Comunicarea a devenit parcă mai intransigentă și mai încrâncenată. În mod cu totul și cu totul incredibil, această situație se numește relaxată. Suntem în plină relaxare socială. Și cu toate acestea, atmosfera pare mai încordată ca niciodată. Măștile au început să se găsească, nu mai este nevoie de declarații, deși pentru unii nu a fost niciodată nevoie. Antenele 5G au fost date în vileag drept ceea ce sunt, antene GSM care mijlocesc tuturor deopotrivă oameni normali și descreerați, comunicarea și accesul pe Facebook. Încet, încet magazinele au început să se deschidă, poliția nu mai face controle, iar Minecraft-ul face și mai mulți bani decât făcea înainte. Copiii prietenilor sunt acum extrem de derutați. Acum vreo câteva luni în urmă, li se cerea imperios să mai lase naibii calculatorul. Acum sunt trimiși în fața lui ca să-și facă temele. Pentru ei, intratul pe Minecraft sau Fortnite este extensia firească. Vorbeam despre atmosfera care pare că a devenit odată încrâncenată. În ciuda relaxării. Tocmai când ne obișnuisem că am rămas fără joburi, că e criză, că nici online nu se face educație, când singura mare grijă era să umplem frigiderele, când tocmai ne obișnuisem să vorbim mai tare din cauza măștii și descoperisem o modalitate prin care să nu mi se aburească ochelarii când respiram, iar aceasta nu era să nu mai respir, apropo, o să revin la acest subiect foarte important. Tocmai acum, ziceam, tocmai acum s-a stricat atmosfera. Și cred că știu de ce. Este pentru că a început să se facă politică. Înainte lucrurile erau grave, dar masticabile. Acum sunt groaznice, dar cu senzație de vomă. Unde înainte se luau decizii, acum se face politică. Unde înainte se făcea medicină, acum se face politică. Unde înainte exista măcar în aparență un cel comun, acum ne-am întors în comun la comuna primitivă a politicii. Dacă sunteți asemeni mie și nu vă place politica, politicienii și nici măcar rudele acestora, atunci cu siguranță ați resimțit schimbarea. Deodată totul pare că a devenit mai politizat și parcă mai obligatoriu să fii de o parte sau de alta. O vreme părea că problemele astea mărunte, COVID-19, SARS-CoV-2, erau cât se poate de democratice cu toți egali în fața bolii și cu toții la fel de firavi la atacul virusurilor. Desigur, unii erau mai bogați, alții mai piloși, alții mai în cunoștință de cauză, iar restul angajați la stat. Ăștia sunt întotdeauna atât de mulți că devin grup important, indiferent de subiect. În orice caz, eram cu toții în același... care cuvântul pe care îl caut? eram în același loc, la un loc. Acum a intervenit politica. Politica aia găunoasă, pe interese personale sau de grup mic și mărunt. Se apropie sezonul alegerilor în sezonul de toamnă, iar lupta se ascute. Precum s-au ascuțit la față cei care au luptat cu COVID-19. Am văzut fotografii cu un fost culturist care a devenit pacient și care acum se chinuie să redevină om. Desigur, dovada că ești om și nu robot este imposibilitatea de a te opri din a-ți face selfie-uri. Așa arată acum și politica în România. Transformată, ascuțită și cu o mare dorință de a redeveni importantă. Spre disperarea noastră a tuturor. Cineva mi-a spus odată, dacă nu-ți place politica, intră în politică. I-am răspuns câte ceva, dar din fericire aveam masca pe față și nu s-a înțeles ce am zis, deci nu pot reproduce în emisiune. Dar, dar cred că a înțeles în mare ce voiam să-i zic. Problema cu intratul în politică este ca și când ai călca în... <laughs> e ca și când ai călca într-o groapă cu noroi. Te umpli din cap până în picioare și murdărești și pe cei de jur împrejur. Bine, îți imaginezi că tu ai putea deveni un politician just, corect, dispus să facă bine. Și nu doar ție și rudelor, dar și celorlalți, ăia care te-au votat, adică Așa cum e regulamentul de organizare și funcționare a politicii, dar care e o mare mirare ori de câte ori alegătorii au nevoie de tine. Stai puțin! Adică nu e suficient că m-am înghesuit pe o listă și că m-am îmbogățit peste măsură? Trebuie să mai contribui și la îmbunătățirea vieții comunității? Păi dacă știam că e așa de solicitant, nu mă mai făceam senator, mă făceam primar. Într-un oraș de provincie, rămas în urma tuturor, unul fără speranțe de revigorare, frumos și însorit, de pildă la malul mării. E doar un exemplu. Revenind la intratul în politică, cu gândul de a schimba structural modul în care se face aceasta. În afară de fost șoferi, magazioneri și foste secretare, e plin parlamentul de cetățeni care au plecat la drum, deciși să schimbe ceva. Dar știți cum e. Drumul către Rai pare inițial pavat cu cele mai bune intenții, dar pe parcurs s-a transformat în autostradă, din care se pot scoate foarte, foarte mulți bani. Plus că la un moment dat, din drumul către paradis, se fac ieșiri către o retrocedare, către un contract fără licitație, către o funcție bănoasă pentru o rudă sau pentru toate rudele tuturor rudelor. Nu ca fi șofer sau fost magazioner, e ceva rău. Am șoferi în familie. Spun doar că nu poți să fii șofer și mâine senator, cu răspundere în justiție sau economie, sau și mai grav de atât, să fii șeful Comisiei de Învățământ, de pildă. E bună școala vieții, dar nu ajunge mâncați -aș. Ce vreau să zic este că e destul de greu, dacă nu e imposibil, de a avut verticalitate în politică. Iar ceea ce se petrece în minunata patrie de vreo săptămână, două încoace, este o dovadă în acest sens. Politica a redevenit ce era pe vremea lui Dragnea. Scandal, scrâșnete, împroșcat cu... Care era până la urmă cuvântul? Să zicem noroi. Din nou, politica în România este neplăcută și dezagreabilă. În loc să se tragă în aceeași direcție, cu scop și cel, din nou se aruncă vini, se găsesc scuze, se acuză și se caută justificări în loc de rezolvări. Din nou, politica este indecentă. Măcar să-și fi tras pe ea niște pantaloni. La cheie vom avea infrastructură de transport, vom avea o cale ferată de la, de la aeroport la, la gara de nord. Acesta este ministrul sporturilor din țara asta într-o transmisiune în direct. Nu-mi dau seama dacă este în pantaloni de sport sau în chiloți, dar sigur pot să spun că nu este în regulă. În plus, reacția reporterului este absolut delicioasă și absolut netrucată. Un un stadion adon, un aeroport modern la Băneasa pentru pentru primirea delegațiilor oficiale, deci vom fi pregătiți. Putem să să găzduim mai mult decât decât patru meciuri. Ne puteți spune ceva și despre nu știu dacă ați sesizat pauza pe care o face reporterul după ce termină de vorbit ministrul este cel mai probabil pentru că ori nu-și găsește cuvintele, ori are nevoie de timp să șteargă din minte imaginea. În termen de televiziune, pauza pe care o face reporterul este evidentă și nesfârșit de mare. Aproape suficient de mare cât să ajungă pentru o fabrică din China să croiască și să expedieze o pereche de pantaloni pentru ministru. Deci, exact așa arată politica zilele astea în România. O aparență de decență. De acum încolo nici nu voi mai putea să mă uit la Andreesca prezentând știrile fără să-mi imaginez că are haine doar până la mijloc. Și probabil la fel vă veți imagina și voi despre cum prezint eu comentologie. Așadar, între timp ne-am relaxat. Lume la plimbare, lume prin cele câteva magazine deschise, parcări la hipermarketuri mai aglomerate și lume în Mamaia. lume așteaptă deschiderea molurilor ca o dovadă a încetării totale a stării de urgență. Eu cred că startul la relaxare adevărată va fi când vor reîncepe liniuțele din Mamaia. Deocamdată sunt deschise doar magazinele, indiferent de natura negoțului, care au ieșire directă la exterior. La fel frizeriile și saloanele de înfrumusețare a omului de către om. Programările au curs, iar timpul petrecut pe scaun a fost direct proporțional nu cu lungimea părului, ci cu cât de nevorbit a fost frizerul. O altă mare veste este că de când ne-am întâlnit ultima oară la comentologie, s-a dat drumul la vânătoare și pescuit. Pasionații și prietenii lor știu de ce. Premierul susține că vânătoarea este esențială pentru că trebuie eliminate populațiile de mistres care intră pe culturile agricole și care răspândesc pesta porcină. Conform unor surse participante la o ședință PNL, Orban a fost auzit spunând Apropo de relaxare, nu uitați să dați vestea. Liber la pescuit, liber la vânătoare. E o veste care cu siguranță va stârni simpatie din partea populației. Ce nu a fost auzit spunând Orban a fost rugați să ne voteze, rugați să ne voteze. Încep așadar să se miște oamenii. Pot pleca din oraș către alte orașe. Își pot vizita rudele sau persoanele dragi. Și pot pleca în excursii. Un vecin mai șugubăț m-a prins în lift zilele trecute când mă întorceam de la hipermarket și mi-a spus că după două luni de autoizolare în casă cu nevasta, fără putința de a ieși la modul serios din casă, abia așteaptă să plece din casă să vadă frumusețile patrii. M-am prefăcut că nu pricep umorul grosier și în timp ce țineam în mână o pungă cu brânză de vaci, i-am spus că și eu mă pregătesc să văd făgărașul. Mai exact, vârful negoiu, dacă rămâneți în localitate, trebuie să știți că de luni se redeschid terasele și restaurantele. Dar nu le puteți folosi la modul tradițional, adică este permisă organizarea activităților de preparare a hranei, cât și de comercializarea produselor alimentare și băuturilor, dar care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop. Adică pot funcționa în regim de drive-in, livrare la client sau luat la pachet, ceea ce nu e vesel deloc. Dacă nu au ce vorbesc cei de la masa de alături, dacă nu faci cu mâna la trei inși până se prinde chelnerul, că lui îi faci semn și până nu-ți lovește scaunul copilul celor de la capătul celălalt de terasă, parcă nu e atmosfera potrivită. Acum mesele trebuie instalate la distanță între ele, iar fiecare masă trebuie să nu depășească maximul admis de comeseni în imediată apropiere. În consecință trebuie aleși cu mare grijă cei cu care te așezi la masă. Deja pare că ne pregătim pentru cina cea de taină și nu pentru o simplă ieșire cu prietenii în oraș. Să vorbim și despre celălalt subiect fierbinte. Mă rog, nu pot să bag mâna în foc că este fierbinte, pentru că trebuie mai întâi să-i măsor temperatura. Asta dacă mă lasă. Au tăbărât uh, pe mine și uh, uh, au vrut să mă încătușeze, iar pentru că am refuzat să fiu încătușat, pentru că practic nu înțelegeam ce se petrece, de ce, pentru că eu n-am fost agresiv, n-am uh, făcut uh, nimic din uh, ce știu că normal un cetățean ar fi încătușat. Păi eu știu, dar n-am n, -am, n -am fost

Acesta este unul dintre pseudoscandalurile ultimelor zile Ceea ce a ajuns să se numească greșit termoscanare A devenit inițial obligatoriu la intrarea în multe locuri din România Termoscanarea este cu totul altceva Aceasta este o amărâtă de luarea temperaturii Dacă s-ar fi petrecut termoscanarea la ieșirea din clădirea fiscului Mai ziceam Nimeni nu vrea să stea acolo mai mult decât e absolut necesar, dar la intrarea într un magazin, câtă risipă de energie pentru ceva care este de altfel cât se poate de legal. Nu vă luați în această privință după toți influencerii. Apropo, v-ați întrebat vreodată cum ajung influencerii? influențări? cel mai probabil stau toată ziua pe net montând aberații video în loc să deschidă o carte parcă aș cere sfaturi doar în cazul în care aș vrea să aflu de pildă cât de mare internetul și mai puțin pe subiecte de legislație sau sănătate mondial. Dar să dăm Facebookului ceea lui și anume de pildă posibilitatea de a găzdui democratic orice nivel de inteligență și de potrivă cele mai abracadabrante teorii ale conspirației. Exemplul 1. Statul vrea să-ți implanteze un chip în frunte pentru că Bill Gates se află într-o campanie elaborată de strâns date despre întreaga populație a planetei. Exemplul 2 După ce ți se ia temperatura cu laserul, ăla din vârful jucăriei, ălea de 2 lei cumpărată ieftin dintr-un magazin șubre din China, rămâi cu un cod de bare pe frunte, care se poate vedea la infraroșu. Să fim clari, Bateriile care se bagă înăuntru sunt mai scumpe decât termometrul în sine. Cu greu acesta ar putea să facă și altceva decât să rămână întreg după o săptămână de folosire. Și 3. Cu ajutorul aparatului, în timp ce se prefacă că ți iau temperatura, de fapt îți IQ-ul rămâneți liniștiți la locurile dumneavoastră. Știm deja nivelul de inteligență al celor care cred în așa gogomănie. Râd și curcile și nu ale educate la Sorbona. Alea care are decât școala vieții. Cei care sunt împotriva termoscanării mai spun că temperatura corpului face parte dintre datele cu caracter personal care sunt protejate prin regulamentul european pentru protecția datelor personale. Fals! Nu se încalcă niciun drept al omului când paznicul îți ia temperatura. Pentru simplul fapt că legislația europeană stabilește că e un mijloc de siguranță și nu act medical. Altă problemă ridicată este că termometrele non-contact arată valori mult mai mici decât cele la care s-ar fi așteptat cei verificați. Orice medic, da ce zic eu medic, orice elev cu media 10 pe linie care se pregătește să devină student la medicină Poate confirma că temperatura umană diferă de la zonă la zonă corporală. Există o temperatură, așa zis, centrală, la nivelul inimii sau creierului, și o temperatură periferică, la nivelul pielii. Este absolut natural ca valorile să varieze în funcție de locul de măsurare. Vă văd că întrebați care este cea mai bună metodă de luare exactă a temperaturii. E adevărat, nu este la frunte. Este din potrivă. Ca să scurtăm, termoscanarea nu numai că nu încalcă nici drepturile omului, nici ale neomului, care vrea cu orice preț să găsească motiv de scandal, dar este cea mai funcțională metodă pe care o avem la dispoziție spre a depista la nivelul maselor posibili bolnavi de COVID-19, de care, dacă nu a fost clar în ultimele trei luni, se moare. Când eram copil, mă duceau ai mei, cel puțin o dată pe lună, la teatru, la casa de cultură, căci că așa creștea nivelul culturelului. Nu prea înțelegeam de ce la finalul piesei, după ce aplaudam, de neusturau palmele, iar actorii se retrăgeau, începea încă un rând de aplauze, urmate de încă o apariție a întregii distribuții. Cum ar veni, veneau ei actorii încă o dată la cererea publicului. Cam așa se întâmplă și cu bietul Isus s-a hotărât la nivel de înalt preasfinția să mai învie o dată la cererea publicului. Mă iertați dacă nu am început emisiunea asta cum era corect, cu tradiționalul Hristos a reînviat. Trebuie să fie tare obositor pentru Isus, pentru că nu are timp să se bucure de învierea neanunțată, deoarece exact azi urmează să se întâmple înălțarea oficială. Și pentru că toți suntem pe tărâm teologic, uite încă una care îți face să ți se strepezească neuronii. Săptămâna trecută am văzut cum în urma unei cereri pe care nimeni nu a putut să o refuze, nici măcar a rafat, pimen a fost înmormântat creștinește și mai mult decât atât. Dacă pentru muritorii de rând sunt impuse niște reguli legate de distanțarea fizică pentru prelați și nu pentru prelungi, regulile sunt doar câteva cuvinte de care nu trebuie neapărat să se țină cont. Ups, Pimen a fost dus de la București, sper că la fel cum a fost adus, adică cu un elicopter, la Catedrala Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, care a devenit loc de pelerinaj pentru credincioși. Distanțare socială, maxim cel mult 8 persoane, când e vorba de ups, nu mai contează. Cel mai deranjant, sau mă rog, cea mai deranjantă, este atitudinea lui Raed Arafat, care cu neconsimțire a dat autorizație pentru Nerespectarea regulilor de bună cuvință socială la vremuri de pandemie. I-au făcut o ofertă pe care n-a putut să o refuze. Dacă e de acord, ajunge în rai. Iar dacă nu e de acord, ajunge tot în rai. Ce să zic? Nu știu exact care e religia lui Raia Darafat. Tot când eram copil și mai făceam câte o nefăcută, îmi spunea meu să mă liniștesc, că altfel o dă teologie. Să în teologie însemna că a început a se vorbi cu Cristoși cu Dumnezeu, cu cruci, anafure și cu parastasuri. Vorbe care altfel trebuiau evitate. Cu toate acestea, când văd că Bor e stat în stat și nu respectă nicio regulă, îmi vine să o dau și eu tot în teologie. Săptămâna aceasta e plină de sărbători. Învierea neoficială, înălțarea oficială și sărbătorirea pe 27 mai a împlinirii unui an de la condamnarea lui Liviu Dragnea. Mai are de stat încă un an și patru luni, iar apoi poate fi eliberat condiționat. Timpul trece greu când ești la izolare. Am văzut-o pe pieile noastre. Ce nu știe multe lume este faptul că Dragnea a avut șase încercări de a ieși din detenție, toate eșuate. Vorba lui Hagi. Ai n-ai minge, dai la poartă. Și dacă Dragnea are la activ la decât șase încercări, mă gândesc la câte încercări au dreptul cercetătorii, atât britanici cât și cei nebritanici, pentru a reuși descoperirea unui vaccin anticovid. Bill Gates a donat un mărunțiș de 388 de milioane de dolari unei companii farmaceutice americane care a promis că îl descoperă pe vaccin. Dacă Bill dădea banii unei companii din România, eram deja la al doilea studiu de fezabilitate și cu banii cheltuiți. În acest timp, undeva în vasul lui, cercetătorii deja au început lucrul la al doilea rând de antivirus obținut din fructe. Fructe care abia așteaptă întâlnirea cu Alambicul. Și pentru că ne pregătim de încheiere, să încheiem revenind la ce promiteam la început, și anume o soluție împotriva aburirii ochelarilor când sunt purtați cu mască. Avem trei soluții și toate sunt pe bune. 1. Unu, Unul ar fi de pildă soluții lichide antiaburire cumpărate de la magazin. 2. Un strop mic de săpun lichid bine întins cu o cârpă moale. Și 3. Spumă de ras. Aceasta se întinde pe lentile, apoi se clătește cu apă. Trebuie însă neapărat să faceți așa în timp ce îi clătiți. Și cu aceasta ne-am încheiat la comentologie. Ne vedem săptămâna viitoare.